Sala de festivități a Episcopiei Caransebeșului a găzduit spectacolul tradițional al elevilor Seminarului Teologic Liceal Ortodox Episcop Ioan Popasu, dedicat sărbătorii nașterii Domnului. La eveniment a participat și preasfințitul părinte Episcop Lucian. A semănat grâu mărunt și grâu de vară, de Domnul să răsară. Și cât munca a sfârșit, iată mării a stânit, un vânt mare pe pământ și ploi multe de după vânt. Toți a pus la lucrul pământului, în răcoarea vântului. Mânați, mă! Episcopia Caransebeșului susține aceste alternative culturale, aceste spectacole, piese de teatru, susținute de elevii Seminarului Teologic Ioan Popasu din Caransebeș. La această piesă de teatru au participat foarte mulți credincioși din Caransebeș și nu numai, și îndeosebi foarte mulți tineri. Episcopia Caransebeșului continuă o frumoasă tradiție, pentru că de zeci de ani elevii seminariști, înainte de sărbătoarea nașterii Domnului, interpretează această piesă, Irozii, care și în această seară a fost jucată pe scena sălii de festivități a episcopiei noastre. La spectacol au participat clerici din municipiu, profesori, dar și credincioși. Într-adevăr, deschizând primele pagini ale Evangheliilor, putem citi acolo nemai auzita, uimitoarea relatare a nașterii Domnului. Deși evangheliștii au prezentat succint lucrurile, ei au reușit totuși să aștearnă în scris tot ce a fost esențial, realizând un tablou înălțător și sublim al nașterii. Pregătirea piesei Viflaimul de Victor Ion Popa a fost o inedită bucurie, întâi de toate pentru elevii seminariști, care, iată, se află deja la a treia ediție. Interpretarea personajelor a fost pentru ei și o încercare de a intra în dramaturgia specifică textului biblic, în felul în care am văzut un irod care, la finalul piesei, a ajuns să se convertească la creștinism. Bineînțeles, dacă Scriptura nu consemnează acest lucru, noi nădăjduim că mesajul acestei piese a fost unul cât se poate de frumos și atașat sufletului românesc cu acest prilej al sărbătorilor de iarnă. La finalul piesei s-a jucat și după datina străbună și plugușorul tradițional, tot în interpretarea câtorva elevi seminariști. Din program nu a lipsit plugușorul, toți cei prezenți primind urări de sănătate, belșug și bucurii. Seminariștii care au colindat au primit la final calendare, iconițe și dulciuri.